Am ajuns de data aceasta la Dunăre, surprinzător, nu ca să pescuiesc, ci ca să las motorul la o revizie. Dar așa mi-am adus aminte că am în arhivă o partidă de pescuit la avat, de care nu știu cum se face, dar am uitat. Astăzi mi-a picat fisa că am o partidă needitată cu niște super avați. Împreună cu Adi și Pia, că am plecat la Dunăre de data aceasta într-un noiembrie, mai exact acum 2 ani de zile, toamna târzie în căutare de șalăi. Am insistat și am insistat vreo 3-4 ore, aproape jumătate de zi, poate chiar mai mult am insistat, fără niciun rezultat. Am schimbat gume, năluci, am dat cu jiguri grele, jiguri ușoare, apă adâncă, apă mică, n-am avut absolut niciun atac, până când Adi a avut o urmărire chiar lângă barcă de un avat care aproape că a sărit în barcă și Adi s-a speriat puțin și nu pot să reproduc cuvintele pe care le-a spus atunci. Uai, m-a venit avatul. Uai, m-a sărit după el. Băi, uai, în barcă era să sară. Moment în care am decis să schimbăm strategia. Era păcat să nu prindem chiar nimic, mai ales că am condus în jur de 4 ore ca să ajungem și mai aveam încă o zi de pescuit. Nu, sigur nu ne întorceam în aceea zi acasă. Așa că am scos câteva năluși de avat și am început să pescuim la avat. Astfel a început distracția și pe măsură ce pescuiam, înțelegeam din ce în ce mai bine unde putem să-i găsim, unde sunt mai activi avații, funcție de prezentările pe care le aveam. Asta în condițiile în care zona pe care pescuiam nu ducea deloc lipsă de locuri de avat, de locuri care arată a locuri clasice de avat. Bă, da. Ia și deci am ordinat spartă. Uai, ce m-a luat de rană. Uai. Dă-i ancoră. Suntem cam trecuți de jumătatea de zilei de pescuit. Până acum am căutat șalăi. Șalăi care s-au dovedit foarte greu de găsit. Bine, apa e foarte limpede. E și un soare de ăsta orbitor. Sincer să fiu, nu ne miră că n-au vrut să contribuie. Și așa că am zis să ne lăsăm, întâmplător am prins și un avat. Și am zis hai să ne lăsăm pe lângă maluri, să vedem dacă reușim să dăm de avat. Andrei a pus un redlin și a avut instant un avat și așa că acum am găsit câteva zone care arată foarte bine. Maluri nisipoase, curent. Și am zis să le batem așa sistematic în căutarea avat. Am avut deja, Andrei a prins unul mic, eu am avut un atac puternic aici lângă barcă. Oricum e mult mai mult decât ce am avut până acum. Suntem practic pe o zonă cu întinsură, cu platou cu apă de 2-3 metri și suntem destul de departe de mal, dar ținând cont că este întinsura asta cu apă de 2-3 metri, poți să te aștepți la atacuri cam oriunde între mal și până la o distanță de 50-60 de metri. Uai, uai. Dorat? Da. Eu l-am dat rand. Asta uite poze, nu? Da, da. Să se acceptă la poze. Avat. Da și curioa la că ce avat prindeam odată. Să-i dăm drumul la băiatul. Frumos. Yes, de muzeu. Countdown de 9, boblerul meu de 15 ani. Am mâncat bătaie de multe ori cu boblerul ăsta de 15 ani. Frumusețe de avat. Yes.
Ue, este marfa. Nu e așa mare. Dar înseamnă că tot malul este bun. Uai! Bă, Adi, bă. Deci eu am recuperat voblerul. Extraordinar, am recuperat voblerul ca să-l păi nici mic nu -i. Și uite-te aici, două piese. Aia e. Frați. Super tare. Maică-s gemeni. Bă, na, știm ce facem. E clar ce facem de acum. Și eu zic că e destul de clar. Ce facem de acum? Ua! Același vober, faza asta a fost bestială. Așa cum ați văzut în imagini, cam asta a fost prima zi. Eu zic să ridici, să-i mai dăm o tură, că aici nu mai curge așa repede. Ai observat? Nu mai curge, nu. Uai! Micuț! Uai, micuț ești! Da, cu cât e de micuț. O zi foarte intensă pe ultima sută de metri. Dar ne-am retras ca să ne odihnim pentru a doua zi dimineață, când urma să intrăm la prima oră pe apă, dar cu o strategie complet schimbată, și anume să pescuim la avat și să nu mai dăm la șalău. În această dimineață este și mai frig decât în ziua precedentă. Este o ceață foarte groasă, foarte densă. Practic nu este o vreme prea bună pentru avat. Dar totuși ne ținem degetele încleștate pentru o zi spectaculoasă. Bineînțeles că nici în această zi nu ne-am putut abține să nu pescuim la șalău, așa că am dat câteva mâini la primele ore ale dimineții, din nou fără succes, dar ce mai contează, am pierdut o jumătate de oră, o oră, măcar știam pe ce să ne axăm restul zilei și că nu vom mai pescui la șalău până vom pleca. Nu durează mult și dimineața, prin ceață, odată cu primele raze de soare, se strecoară și primul avat, clar, urmează o zi deosebită. Dau ancorare. Hai să nu scape. Și ce bucăți faine. Ioi, da ce frumos mai ești. Am văzut. După 2 km de mal, din nimic, un avat de 2-3 kg. Pe malul acesta îmi doresc să rămânem. Este. Nici nu eram pe fază. Că stai le liberez direct din clește. Se pare că am nimerit-o ieri cu flat trap-ul acesta. Iară mă mișeluiești cu countdown-ul. Ci că nu pare așa mare. Pare totuși un pic mare. Nu pare așa mare. Flash-ul. Uei, ce faine. Ce faine avat, ai de cum ai mai uitat. Cu countdown în botic. Oh, yes, baby. Yes, baby. Bă, ești nebun? Așa. S-a vrut să plece destul de repede, ha? Pare că rapala a păstrat calitatea constantă. De-a lungul celor 15 ani, 16 ani de când am primul vogler, acum am pus unul acolo în coracional. Am pus unul nou, cumpărat anul trecut, cred că. Culoare albă. Și am luat. Senzație. Și prind în continuare. Stai mai mic. Am pus pe un anafor bun. Până la urmă, ți-l iau eu pe ăla de 15 ani. Nu ți-l iau, că mi-e frică să nu ți-l pierd.
N-am curaj. Nu vreau să fiu vinovat pentru pierderea dânsului. Are valoare sentimentală. Atacă, dar nu apuc să-l înțeleg. Tot mai vorbeam de ei, nu? Exact. Vezi că pentru a câștiga acea banană trebuie să și pescuiești. Hai, du-te, spanac! Nu te pune, că n-am pescuit. Eu ți-am zis, te-am avertizat, uite acolo. Tot pe countdown, doar pe, că pe frățiorul său mai mic. Și nu e chiar mic peștele. Nu-i de o banană, da. Recunosc. Dacă n-a fost corect. Eu sunt cu chestiuni tehnice. Vom dori o poză și cu acest frumos exemplar. Demn de o banană. Deci în caz că n-ați observat, când e vorba de mâncare, chestii de survival, să vă prinde. Nu, nu-i chiar ca și countdown-ul tău de 15 ani, dar... Dar countdown-ul n-au făcut raba la calitate. Uite-l. Primul lansat după ce am reglat wobblerul. Unde e 1, puterea crește. Nici nu mai întrebă ce ai prins, clar. L-am prins la un wobbler. Nici nu te mai întreb ce vârstă are, că... Un wobbler foarte productiv. La ce vârstă ai să l-ai primit? Acesta l-am luat de la unchiul meu. O să vă povestesc totul. Și după aia mi l-a făcut cadou, când am văzut că m-am îndrăgostit așa de el. Că aveam, nu știu, 15 ani, 14 ani. Are și asta o vârstă. Prinde pești forever. Forever and ever. Sunt mai timizi pe zona asta. Este. Acum când am zis că sunt mai timizi, îi dau ancorare aici. Stă n-o dată aproape de mal. Nici nu se vede ratlinul în el. Ripping rap-ul. Uai, ce faină fost asta. Super fază. Iarăși era să avem un dubleu. Am avut un atac. Am scăpat o chestă în trei. Iar am dat repede. Asta, fii atent, ancora nu era agățată, doar că așa l-a tras în gură, încât i s-a blocat. Ce frumos! A avut și adincă un atac, așa că am ancorat-o pe zonă. Hai să le liberez. No.
Eu personal n-am mai avut așa zi reușită de pescuit la avat, toamna atât de târziu și cu năluci cu care sunt mai obișnuit să pescuiesc vara decât iarna sau toamna târziu. Dar ce-i drept, nici n-am mai prins temperaturi atât de ridicate ale apei în luna noiembrie, și anume apa avea în jur de 15 grade, deci apa era foarte caldă pentru această perioadă a anului. Am prins cu o selecție destul de largă de năluci, pe care le schimbam în funcție de zonele în care pescuiam. Am pescuit cu flat trap de 10 cm în zonele cu tinsură și apă mică, cu rapala countdown de 7, de 9 și poate chiar și de 11 cm. În funcție de inspirație, pot să zic așa, pentru că le foloseam alternat. Și am mai prins bine cu repereul de 6 cm, care se lansa cel mai bine dintre toate nălucile pe care le aveam și parcă scutea avații din apatie instantaneu cu al său zgomotos rattle. Adi cel mai bine a prins cu un wobbler mai vechi de 15 ani sau cu frați de ai săi mai tineri, dar de aceeași dimensiune, și anume cu un rapala countdown de 9 cm. Nu uitați să dați un like, un subscribe și, bineînțeles, țineți aproape pentru viitoare partide de pescuit, în funcție de cum ne permite timpul, vremea și apele pe care pescuim. Fire întinse! După nereușita tentativă de a prinde ier șalău, pe soarele acesta deosebit, apă limpede, cum îi place mai mult la șalău? Bineînțeles, sunt ironic, caz că sunt care nu știu că șalăul este fotofob. Așa că pentru astăzi mi-am pregătit două lansete cu care să dau la avat. Una cu mulinet al de baran BFS, care are tamburul mai ușor și poți să lansezi și nuluși mai mici, pe care am montat-o pe lanseta cu carier de deam la jig la șalău, pe un blank Fishinguard de 5.25, tocmai pentru a atenua din rigiditatea blancului. Cu acest echipament am pescuit cu rattling și cu năluși mai ușoare, gen flat trap-ul de 8, shad wrap de 7, shallow shad wrap de 7, deci năluși relativ mai ușoare. Pe când celălalt echipament pe care l-am pregătit, cu care am prins cei mai mulți avați, este o lansetă făcută pe un blank special pentru pescuit la woblere, pe un blank MHX CBO45, tot așa până într-un 28 de grame, dar este mult, mult mai permisivă decât această lansetă cu care pescuiesc acum, pe care am echipat-o cu textil și un pic de lider. Ambele echipamente, și atât eu cât și Adi, am pescuit cu mulinete High Gear și XG, tocmai pentru a compensa deplasarea aceasta rapidă a bărcii pe lângă maluri, pentru că marea majoritate a zonelor pe care am prins pești prea permiteau ancorarea, fiind curentul foarte puternic, mult mai puternic decât ne-am fi așteptat să fie zonele în care sunt avații, în special pentru început de noiembrie.